Bună seara, multe nu prea sunt de spus după acest joc. Din păcate, este un meci pierdut și regret că nu am reușit să facem suporterii fericiți pentru că au venit în număr. Ne doream să le facem o bucurie și să câștigăm. Asta e viața, mergem înainte, strângem rândurile și ne pregătim pentru jocurile viitoare. Un meci nu prea reușit, dar care din punctul meu de vedere aduce și un alt factor de care aveam nevoie și l-am observat în a doua repriză. Spiritul de sacrificiu. Trebuie să luăm tot ce e bun din fiecare meci, chiar și dacă este pierdut. Iar acesta consider că este factorul câștigat astăzi. Sunt 4 puncte câștigate în 4 meciuri în 2020. Nu este prea puțin pentru echipa care își dorește titlul? Este puțin. Da. Odată în plus a văzut că FCSB nu-și creează ocazia atunci când joacă cu atacant fals. Venirea lui Adrian Petre trebuie să schimbe ceva. Trebuie să intre titular pentru că echipa pare că nu-și... Va fi interesat ușor în cadrul echipei. Nu pot să vă spun acum, trebuie să văd în ce stadiu de pregătire este ca să pot să vă spun dacă va intra direct. Dar e nevoie de un atacant? E nevoie de un atacant, da. Din nou au fost multe schimbări. Pe postul de atacant au jucat 3 jucători. În meciul ăsta, cam 3 jucători și în acest an 2020. Nu reușiți să găsiți formula potrivită pentru FCSB în momentul ăsta? Suntem în căutări. Nu e târziu să fiți în căutări în condițiile în care play-off-ul începe? Mai e o etapă până începe play-off-ul? Nu este o problemă. Problema este că jucătorii au minute și au ritm. Chiar dacă n-au jucat pe postul lor, am încercat să venim cu o surpriză pentru adversari, dar din păcate nu am reușit. A fost din nou o surpriză și cu CFR-ul ați încercat cu Wider, aripă stânga, acum Man, vârf. Bandă stângă, într-adevăr. Nu e riscant să încercați în meciurile extrem de importante cu cea mai mare încărcătură aceste lucruri? Pentru că meciul cu CFR-ul era meci cu liderul, meciul cu Dinamo, toată lumea a vorbit că este un derby și e o încărcătură maximă. Și ce am riscat astăzi? Nu e riscant să încercați să titularizați un jucător pentru prima dată pe acel post? Depinde. De ce? Depinde de ce face în teren. Nu este riscant. Din păcate, noi ajungem în ultimii 30 de metri, dar acolo nu finalizăm, nu șutăm la poartă din un sfert de șansă pe care trebuie să-l avem. Dar vom regla și acest aspect. Denis Man a pierdut 99% din dueluri. Bine, 98% din dueluri. De ce l-a ținut până la final? Să nu spuneți că e un jucător bun, care promite, care... Deci astăzi a fost, extrem de slab. Extrem de slab. E părerea dumneavoastră. Poate ne uităm și pe cifre, să vedem câte mingi a jucat, câte a pierdut. Este un alt motiv în afară de valoarea lui fotbalistică, pentru care stă în teren 90 de minute? Toți jucătorii mei își doresc foarte mult. Și nu au încă echilibru în care să știe când să acționeze și când să fie precaut. Pentru că un asemenea meci a pus o presiune în plus pe cei tineri. Și s-a văzut în jocul lor un pic de precipitare, dar nu... Aceste jocuri au călit, din punctul meu de vedere. Bine, acest joc. V-a călit și egalul cu Clinceni. A spus că sunteți mai puternici decât înainte. Da. Acum, înfrângerea asta, ce nu efecte e, are? Nu e ușor de digerat și regret enorm că nu am reușit să câștigăm sau în condițiile în care am rămas în 10 să terminăm măcar la egalitate. Mai am o întrebare care poate e un pic prea tehnică. Deci v-am văzut în pauză, renunțând la ultimele 5 minute de a sta cu echipa, ați venit pe teren să le dați indicații lui Adi Popa și lui Wider. Da. Personal n-am văzut niciodată un antrenor procedând așa. Ne puteți da amănunte și motivele pentru care ați procedat așa? Ați lăsat echipa fără antrenor în vestiar ultimele 5-6 minute? Am transmis ce aveam de transmis, după care am venit să-i anunț pe cei doi. Atât.
Știau că intră în venit să le transmit sarcinile de joc, atât. Florinel Coman a fost schimbat din nou pe parcurs, a avut din nou o evoluție modestă, se întâmplă ceva cu el, aveți discuții particulare? E clar că nu mai e jucătorul din prima parte a campionatului. Da, este... trece nu până în cel mai fericit moment al lui, dar are resurse de a reveni. Are resurse și potențial de a reveni la forma lui.